Am ajuns la Chișinău cu teamă că voi sesiza schimbarea de atitudine. Că voi auzi din nou că suntem invadatorii, noi românii, iar rușii vor fi din nou eliberatorii. Știți dumneavoastră, care eliberează pe toată lumea. Nimic din toate acestea. Nu încă, sau poate niciodată. Românii de peste Prut aveau să ne ofere o lecție de demnitate, o specie și de tradiție împletită cu un patriotism pe care îl credeam pierdut sau uitat. Vizita regală începe la Universitatea Academiei de Științe a Republicii Moldova. Mă bucur că astăzi Alteța sa este alături de noi aici, dar mai mult ca atât, promovează o activitate deosebită a Casei Regale care are, cred că, mai mult de 100 de ani de promovare a tinerilor valori din regatul României. Dumneavoastră, cei tineri, ați ajuns ziua în care reprezentantul legislativului să vă vorbească despre Casa Regală. Ați ajuns să trăiți ziua în care ministrul educației ia parte la întâlniri cu familia regală. Vorbind aceeași limbă, vorbind despre aceiași părinți și despre aceleași idealuri. Principele Radu a înmânat bursele regele Ferdinand și regina Maria pentru anul universitar 2016-2017. Bursele anuale au fost fondate în anul 2015 de principesa moștenitoare Margareta și de principele Radu. În după-amiaza zilei de 12 decembrie, principesa moștenitoare Margareta a primit titlul de doctor honoris causa al Academiei de Studii Economice a Moldovei. Altețele lor regale au luat parte la ședința festivă a Senatului, alături de rectorul ASE, de profesori și de studenți. Cu deosebită plăcere doresc să vă informez că în cadrul ședinței Senatului ASEM din 2 noiembrie 2016, cu vot unanim, s-a decis. A conferit titlul de doctor honoris causa al Academiei de Studii Economice a Moldovei, alteței sale regale, principesei moștenitoare Margareta a României. Accept cu bucurie și speranță titlul de doctor honoris causa oferit de Academia de Studii Economice a Republicii Moldova. Nu pot vedea generosul vostru gest drept o recompensă personală, ci mai degrabă ca pe un omagiu adus regelui Ferdinand și reginei Maria, regelui Carol al II-lea, reginei mama Elena și regelui Mihai, înaintașii mei. Studenții voștri vor duce mai departe țara aceasta binecuvântată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bomboana de pe tort a venit odată cu lăsarea serii. Într-un clasament al emisiunii noastre, ad hoc, evident, ce au făcut britanicii la Londra când l-au celebrat pe majestatea sa regele Mihai și coroana română se afla pe primul loc la evenimentele dedicate. Însă până în această seară, Chișinăul a dat clasă. A dovedit respect, înțelegerea valorilor și a tradiției românești mai bine decât Bucureștiul sau oricare alt oraș românesc. Cred că românii basarbeni și-au ales calea către unire, înțelegând limitele și de multe ori iluzoriul politicului, punând coroana la locul ei. E doar o speculație, însă una probabilă. Palatul Republicii a găzduit festivitatea de omagiere a Casei Regale a României la împlinirea a 150 de ani de la fondare. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Adrian Candu, a întâmpinat pe custodele coroanei române, principesa Margareta și pe principele Radu. Au onorat cu prezența președintele Republicii Moldova, excelența sa, domnul Nicolae Timofti, președintele Curții Constituționale, domnul Alexandru Tănase, membrii ai Guvernului, membrii ai Parlamentului, membrii ai Corpului Diplomatic acreditat în Republica Moldova și reprezentanți ai societății civile. La inițiativa comună a familiei regale și a președintelui Parlamentului Republicii Moldova, spectacolul a fost o ocazie și pentru adunarea de fonduri în vederea reparării sălii de festivități a Liceului de Muzică Ciprian Porumbescu. Altețele lor regale, principesa moștenitoare Margareta și principele Radu. Thank you.
Alteță Regală Principesa Margareta, Alteță Roastră Regală Principele Radu. Mulți dintre absolvenții liceului Ciprian Porumbescu au devenit valoroși muzicieni ai țării, printre care Sergei Lunchevici, Eugen Doga, Vasile Iovă, Constantin Rusnac, Ștefan Petrache, Ion Alde Teodorovici și mulți alții. Niciun gest de bunătate, indiferent cât el este de mic, nu este inutil. Eu cred cu adevărat că noi, oamenii, suntem capabili de a face minuni, singura condiție impusă e să fim uniți în fapte și în gând. Respectând Constituția, în decembrie 1892, regele Ferdinand... Pe acordurile muzicii lui Enescu a început o scurtă prezentare a istoriei moderne a întregii României, a familiei regale și, evident, a elitelor culturale ale secolului al XIX-lea și al XX-lea. În ianuarie 1942 a plecat în exil. Am tresărit la auzul coloanei sonore a filmului Maria Mirabela. Compozitorul, genialul Eugen Doga, se afla în sala Palatului Republicii de asemenea. Preferata regelui, Poema română, a încheiat spectacolul. A doua parte a serii a fost recepția oficială. Cu această ocazie, custodele coroanei române a oferit Parlamentului Republicii Moldova un tablou istoric, reprezentând pe regele Ferdinand în timpul Primului Război Mondial. Tabloul a fost realizat la București de pictorul Valentin Tănase. Sărbătoarea de la Chișinău a încheiat anul jubiliar 2016, în care s-au aniversat 150 de ani de la fondarea casei regale, dar și punerea bazelor statului român modern, prin promulgarea Constituției din 1866.